Deși suntem afectați de distanțarea socială, totuși rămânem animale sociale. Avem această abilitate de a ne uni în grupuri, partide, unii se unesc și în bisericuțe. Cum și eu sunt un animal social, de ceva timp activez într-un grup Facebook numit Fragheads România, care este un grup dedicat pasionaților de parfumuri. Un grup al cărui membrii nu se concurează, ba chiar se completează. Câțiva dintre noi vom face câte un top 10 parfumuri preferate, vor fi câte 10 opțiuni atât pentru fete cât și pentru băieți. De data asta chiar aveți de unde alege. Dar gata cu politica. Să trecem la fapte. Rămâneți pe canalul Vifragranticus. Salut! Azi am să vă prezint top 10 parfumuri din colecția mea. Este un top asociat grupului Fragheads România. Iar regula este... Nu există nicio regulă. Dar totuși, numărătoarea începe de la numărul 10 și se va termina la number 1. Să înceapă potopul. Topul. Numărul 10. Iup, om. Încep topul cu acest parfum pentru a-i face dreptate. Este un parfum de a cărei dulceață am fugit foarte mult timp. Este un parfum de care am fugit foarte mult timp fără să știu cum miroase. Dar după ce am aflat cum miroase, am schimbat direcția alergării și acum alerg eu după el. Acesta este un parfum despre care mulți spun că este învechit. Eu le spun că acest parfum a învechit precum un vin. Numai când te uiți la notele din care este compus parfumul și modul cum sunt ele așezate pe niveluri, sunt aspecte care îți lasă clar de înțeles că acesta este un parfum pentru bărbați adevărați. Mă bucur enorm că am înțeles acest parfum și mă felicit pentru că am reușit să depășesc blocajul că nu îmi plac parfumurile dulci. Iupom trebuie să facă parte din inițierea ta în lumea parfumurilor. Iupom este o treaptă pe care trebuie să o atingi pentru a putea spera la mai mult. Numărul 9. Zadigan Voltaire, This Is Him. Este a treia oară când vă prezint acest parfum într-un fel sau altul, deci este destul de clar că acest parfum îmi place. Fără discuții, un parfum original și o surpriză foarte plăcută. Prin acest parfum, tămâia o să capete un aspect pozitiv și o să o privești altfel. Este un parfum greu, un parfum cu putere care răzbate prin gerul iernii. Nu știu cum să vă fac să încercați cât mai mulți dintre voi acest parfum. Ar trebui să-i acordați mai multă încredere și sunt sigur că nu vă va dezamăgi. Este un parfum care oferă persistență și proiecție într-un mod cum nu vezi la multe parfumuri. Este un parfum care îți transferă și ție din doza lui de originalitate și putere. Numărul 8. Aqua Amara. Unul dintre cele mai tari parfumuri citric-acvatice. Un fresh de zile mari. Un parfum care te face să schimbi parfumul tău preferat. Este un parfum de care nu te saturi într-o vară. Mandarina siciliană, notele de apă și neroli te trimit direct în concediu sau în vacanță. Sunt foarte surprins de faptul că nota din deschidere, mandarina siciliană, este și nota centrală a parfumului. Este prima dată când văd că nota din deschidere acaparează toate etapele parfumului. Cu Aqua Amara poți să stai liniștit la terasă în centrul orașului și să te simți ca la mare. Și cei din jurul tău vor simți briza mării. Este un parfum care persistă și proiectează fantastic. Da, chiar dacă este un fresh, este aproape un biz mod. Mare păcat că a fost discontinuat. Numărul 7. Versace Dylan Blue. Italianul acesta ia fața la doi francezi. Este un degradeu între Dior Sauvage și Chanel Blue de Chanel. Pe acestea două le mai țin în colecția mea doar de amorul artei. Casa Versace a găsit iar o variantă cu care să urce pe tren. Este un parfum modern, foarte potent și strălucitor. Un adevărat star. Are toate calitățile care îi trebuie unui parfum să devină un cuceritor. Este un parfum perfect pentru tineri, la întâlniri și în cluburi. Italian Style este dus mai departe de către Versace Dylan Blue. Este un parfum foarte plăcut, persistă foarte bine, proiectează bine și are un preț mamma mia! Numărul 6. Lalique Encre Noir. Este un parfum care strălucește atunci când natura moare.
Acesta ar fi fost parfumul semnătură a lui Bacovia. Este un parfum inițiatic. Cu el înveți ce înseamnă moartea și renașterea. Cu încrenoare, nota de vetiver ajunge la cea mai înaltă treaptă a capacității sale de exprimare. Pe lângă nota de vetiver, încrenoare adună în seva sa toate lacrimile toamnei. Parfumul acesta este opera întunericului și a tristeții. Dacă nu-ți place stilul bacovian și nici rocker nu ești, obligatoriu trebuie să încerci acest parfum înainte de a-l cumpăra. Numărul 5. Versace The Dreamer. Acesta este parfumul sufletului meu. Cred că este al doilea parfum care a intrat în colecția mea și ca semn de admirație, nu am să încetez niciodată să-l laud acest parfum. Tutunul și ambra din acest parfum chiar te fac să cazi în visare. Este un parfum dulce, dar și puternic. Adierile lui se simt în jurul tău toată ziua. Nu este genul de parfum căruia să-i acorzi timp pentru a-l înțelege. Trebuie doar să fii pregătit pentru întâlnirea cu senzaționalul. Dacă vă place ceea ce vedeți și încă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți și împreună cu ceilalți abonați să facem din acest canal mic un canal mare. Lăsați un like, un coment, semne prin care eu am să înțeleg că apreciați ceea ce fac. Numărul 4. Habib Rouge. Firește, nu încercam să mă împușc asistența. Încercam doar să vă spun într-un mod cât mai original că aceste parfumuri sunt mortale. Da, sunt două pentru că vă propun un 2-in-1 pentru locul 4. Încerc un truc pentru că nu pot să separ aceste parfumuri. Unul este pentru vreme mai rece, iar celălalt este pentru vreme mai caldă. The King and the Dolphin. Regele și moștenitorul. Întreaga dinastie depinde de aceste două fețe regale. Clasicul Habib Rouge a fost așezat pe tron în 1965, iar Habib Rouge Le a fost declarat prinț moștenitor în anul 2011. Sunt două parfumuri de excepție, citrice, vanilate și ambrate. Ambele au un aer regal. Sunt două parfumuri cu care poți să jonglezi pe întreaga durată a unui an. Sunt și foarte persistente. Alegi varianta potrivită pentru anotimp și nu te lasă la greu. Numărul 3. Yves Saint Laurent Body Chorus. Când miroase acest parfum, îmi vine să mă dau cu capul de ceva, dar l-aș plagia pe Jeremy și nu se cade. Este un parfum dulce, senzual și plin de culori optimiste. Este un parfum simplu cu puține note, dar rășina benzoică și eucaliptul fac din el un parfum dulce, vanilat, ambrat și puțin mentolat. Îmi place rău de tot parfumul acesta. Rășina benzoică ocupă toate etapele parfumului, aspect care îl face cam linear. Dar n-ai să te plictisești de el pentru că îți oferă exact ce vrei să miroși. Numărul 2. Yves Saint Laurent Chorus. Nu vă pot reproduce scârba care mi-a făcut-o acest parfum când l-am mirosit prima dată. După ce mi-am revenit puțin, mi-am zis: de ce să dai cu așa ceva pe tine? Și eu novice. Acum ador nota de civet, zibet. A fost ceva de genul: nu, da. Vă spun cu această ocazie că îmi doresc ca acea notă de zibet să fie sintetică. În niciun caz nu îmi doresc ca acele animăluțe să fie chinuite pentru satisfacția noastră. Parfumul acesta este o bestie. Câinii își marchează teritoriul pe unde ai trecut tu purtând acest parfum. Este un parfum desperiat, dar apoi devine senzațional și fascinant. Este un parfum cu de toate, de la animalic ajunge la etape aromate, pudrate, dulci și chiar florale. Din păcate nu este un parfum pentru oricine, trebuie testat înainte. Varianta care se comercializează azi este mult mai îmblânzită, dar chiar și așa trebuie încercat înainte. Number 1. Hermès, Terre d'Hermès. Așez acest parfum în centrul universului parfumurilor. Numesc acest parfum Împăratul, pentru că atributele sale sunt puterea și efectul cuceritor. Este un parfum inteligent, cameleonic. Nu știu cum își dă seama în ce anotimp ești și se setează în funcție de temperatură. Dacă este un anotimp rece,
Duce în față nota de vetiver și retrage în fundal notele citrice. Dacă este un anotimp cald, duce în față notele citrice și retrage în fundal nota de vetiver. Este un parfum ce impresionează prin forța și sensibilitatea sa în același timp. Este parfumul care nu mi-e lipsește niciodată din colecție, este parfumul pe care l-am cumpărat de cele mai multe ori. Din rațiuni financiare, îmi place mai mult varianta apă de toaletă. Bun, vă rog să urmăriți și topurile colegelor și colegilor din Fragheads. Am să le adaug și eu în descriere, în funcție de cum sunt publicate. Sunt sigur că vor fi propuneri foarte interesante. Rămâneți pe fază. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh!